Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, stimate autorități locale, dragi studenți! Sfârșitul anului centenar ne-a adunat într-un ținut deosebit, în mult iubita Bucovina. Un ținut care a cunoscut fețele istoriei, victorii, înfrângeri, frângeri. Odată cu destrămoarea Imperiului Austro-Ungar, sub stăpânirea căruia s-a aflat Bucovina până spre sfârșitul anului 1918, speranța românilor a reînviat. La 28 noiembrie 1918, visul lor s-a îndeplinit. Bucovina s-a lipit la țara mamă. Citez. Bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, așteptat cu atâta dor și suferință, va sosi și că moștenirea lor străbună, tăiată prin granițele nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ștefan. Am încheiat citatul. Bucuria nu a rămas însă deplină, deoarece în anul 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, frații noștri din nordul Bucovinei au fost despărțiți de țara mamă, răpiți de URSS și mulți dintre ei au fost deportați în ținuturile aprige ale Siberiei și Kazahstanului. Am putea spune că în toate aceste încercări crunte, românii și-au pierdut valorile și toată credința strămoșească s-a risipit în acele luni, clipe sau ani de vremuri negre. Însă nu a fost așa. Prin autobiografia 20 de ani în Siberia, a bucovinencei Anița Nandriș-Cudla, descoperim adevărata fața românilor care și-au păstrat valorile în ciuda vremurilor potrivnice. Mai cu seamă impresionează dragostea și tăria mamei de a face orice pentru a-și salva cei trei copii, credința extraordinară care i-a fost stâlp neclintit pentru a ieși la liman și simplitatea, moralitatea și smerenia deosebită care au ajutat-o să nu cârtească pentru necazurile care au venit asupra ei, ci să le înfrunte pe toate cu nădejde. Astfel de modele nu pot decât să ne dea putere să înfăptuim și noi, la rândul nostru, voia lui Dumnezeu în locul în care ne-a așezat. Mesajul nostru al studenților pentru viață la trecerea dintre ani este acesta. Valorizați credința, adevărul și dragostea de neam. Valorizați viața în fiecare moment și loc al existenței sale, începând de la concepție. O țară este puternică dacă are grijă mai ales de cei mai vulnerabili și este roditoare doar dacă cultivă fiecare floare din momentul în care viața din ea îmboldește să iasă la suprafață pe când încă nu o vedem. Prin fiecare ființă care vine în lume, menirea țării noastre se desăvârșește, deoarece fiecare copil devine un stâlp prin care țara noastră se ridică. Dacă vom lăsa adevărul să stea în lumina limpede a soarelui, dacă vom privi cu nădejde la Dumnezeu și recunoștință la înaintașii noștri și dacă vom înfăptui voia lui Dumnezeu în locul în care ne-a așezat, vom duce mai departe ceea ce ne-a fost lăsat și vom trăi cu gândul că am pus și noi o piatră în istoria acestui neam iubit. Să ne ajute Dumnezeu!